pe oamenii care sunt de la țară, vor să îndeopsi să ne pui în genunchi, că să nu mai, nici din cap să nu dăm. Nici din mâini, nici din picioare, nici din cap. Cu așa dispoziție l-am găsit săptămâna curentă pe Mihail Malcocean din satul Copă, în caraionul Căușin, care de 4 ani produce căpșuni ce-ți lasă gura apă. Iese primul pe piață cu cele mai aromate fructe și crește soiuri care nu mai găsește regiune. Anul acesta a ajuns la 10 sere întinse pe o suprafață totală de 50 de ari, iar la început de mai spune că nu are niciun minut liber. Fiica mea a fost la Italia și a lucrat la pomușoare. Și a venit și a dus, papa, aici trebuie de făcut. Pământ avem, avem. Zic, dar sera nu costă capiș. Și, mă rog, de unde ei, de unde eu, am pus și am făcut. Din tăi au fost 4. Așelii 4 mai făcut 4. Și apoi așelii la antipatru au făcut încă 2 mari, care le-ați văzut. Și aici e sfârșitul, mai mult nu mai vreau. În primul rând, nu suntem protejați de stat, strahuiește-te asta. Dar pe urmă, când se întâmplă ceva, apa atâta trebuie de alergat, atâta trebuie documentație, dar atâta să vii să controleze, dar n-ai presurat tu ceva și a murit. Sau... Asta e mare, mare galerie. Și așa că lumea nici nu vrea să lucreze cu statul, că statul numai pe televizor spune frumos, dar în realitate e tare greu. Căpșunele sunt îngrijite cu multă migală, spune fermierul. Muncitorii au plantat materialul săditor sub o peliculă de mulcire în care se află sistemul de irigare prin picurare, iar printre rândurile de căpșune aceștia au așternut paie. Munca e super mare. De la început și trebuie să faci pământul și gata. Pe urmă vin specialiștii și pun sera. Și pe urmă se începe a crește vieți de căpșună, peliculă, curatoare. Cuiva poate îi pare, mă rog, că ei, și ai pus-o și te duci și... Nu, trebuie să-i dai îngrășăminte prin picurătoare, că pământul dă cât dă, dar natura în diopște la noi cam se duce, cade în jos. Sau e prea cald, sau e prea frig. Și așa că cu dânsa ai multă vălmășală. Trebuie să o cazi ca pe un copil mic. E ca copilul să naște și trebuie să-l cocolești, să ia ca așa și pe dânsa, până e, se dezvoltă și pe urmă se pornește a da roadă. În cei 50 de ani de căpșun, fermierul a investit câteva mii de euro. Pentru a fi competitiv pe piață și să nu ducă lipsă de clienți, importă materialul săditor din Italia și Germania. E ca asta e clării, se numește clării. Și avem alătură marmelad. Ce diferență am? Diferența... Dacă mâncați de ceaie, de ce n-a să înțelegeți. Trebuie să mâncați un kilogram de ceaie și un kilogram de ceaie și atunci să înțelegeți. Are, da, marmelada e mai puternică, n-are atâta suc. Clării e mai socoasă și pare când o mănânci că e mai dulce, dar când mănânci de ceaie, pare că și e bună. Spune însă că piața de desfacere din Moldova este prea mică și oferă condiții primitive. În ziua de azi trebuie să ai cu tine ștampilă, dracnac, multe care oamenii și-au spus, băi, dar nu mai gine, mă duc eu și o zvârl decât șed eu acolo să vă fac pe voi cu bani. Și e că așa, eu nu știu de ce au pus, de ce așa mari cerințe s-au făcut, că am fost și m-am spărit când am fost eu 5 ani în urmă, cum era, nu puteai găsi loc unde să parchezi mașina. Am o piață e liber. În piață e liber. Pentru a culege roada are nevoie zilnic de muncitori. Mie îmi place să culeg căpșună. Noi tot anul împrejur lucrăm aici. Primăvară de vreme cupim bureanul, prășim, învălim smângheță. Foarte bogată și foarte... frumoasă, în primul rând e foarte frumoasă. La pensie primești, că nu-i mic, nu-mi ajunge și mai vin și eu aici cu
fetele ne mai râde, mai vorbim, mai strângem în clubnică, e mășcat, e bun, dumneavoastră, hăzeaine, părăuși, cac, hăzeaine, stăpânul, e bun, se adresează frumos cu noi, ne mulțumește și noi suntem mulțumiți cu dumneavoastră și merge tot înainte. 20-25, nu, până la 1, așa, fiecare, care și cum. Când ești la 200, dacă lucrează până în seara asta, ei lucrează numai până la 1, și mie lucrează dimineața, dar nu mă sunea și el lucrează și el de-am până la 1, mai mult nu pot, că e căldor. Nu rezist. Nu rezist, că e căldor mare. Lumea la noi e stare puțin, mulți sunt plecați, n-au posibilitate, n-au... și se duc mai din sau la Italia, sau la Franța, sau... dar au rămas părinții. Și ea ca părinții, ea ca așa, văleu, dar strâng, lucrează. Între timp, la piața din Căușin, căpșunele au ajuns deja în vânzare la prețul de 100 de lei per kilogram. Cumpărătorii afirmă că prețurile sunt mari, dar justificate. În magazine, un kilogram de căpșuni costă până la 120 de lei.